Trei miniștri au trecut pe la Ministerul Sănătății în trei ani și ceva. Nu mai spun că secretar de stat și niciunul n-a fost în stare să înfrângă stupizenia, cerbicia, reaua voință sau prostia unei funcționare care are nume pe care îl scriu cu literă mică și nu cu literă mare, care nu acceptă faptul că o universitate poate și ea, poate mai mult decât un SRL dintr-un bloc, să deschidă un ambulator în specialitate. Niciun ministru n-a fost în stare să mă vină. Și UMF-ul are un centru de medicină dentară performant, care funcționează foarte bine pentru studenți, care tratează bolnavi pe banii universității, dar care, în esență și în baza documentelor existente, nu desfășoară activitate clinică, pentru că, vezi, Doamne, în mintea acelei funcționare cu nume mic și cu tupeu mult, recomandarea domniei sale a fost UMF-ul să se ocupe de ce trebuie să facă, adică de învățământ medical, și să lasă serviciile medicale pe seama altora. Un alt exemplu care nu este la îndemână, cu siguranță că voi avea aceeași experiență cu centrul nostru de ședere medicală care se va deschide în luna decembrie și care are un nivel de explorări paraclinice de laborator și explorări funcționale care vrând nevrând interacționează cu pacientul. Și aceeași funcționare cu nume mic va rămâne acolo și va spune nu se poate, universitatea trebuie să facă învățământ, n-are de-a face cu spitalele sau cu partea clinică. Mă întreb dacă Doamne ferește legea care a fost generoasă când s-a dat, se anume că universitățile pot deschide spitale, mă întreb Doamne ferește dacă vreun UMF a făcut acest demers sinucigaș, cum ar fi putut funcționa? Pentru că aceeași doamnă care stă acolo de 150 de ani, ar fi avut aceeași poziție. Unde vreau să ajung? Și înțeleg aceste lucruri și în alte ministeri, nu doar în Ministerul Sănătății. Deci, ca să un pic rotunjesc lucrurile. Unde vreau să ajung? Vreau să ajung că, dincolo de demersurile noastre, de intențiile noastre bune, dacă oamenii care lucrează cu noi nu sunt dispuși să facă, în primul rând, o schimbare de percepție, să înțeleagă ce citesc în termenii cum putem face, nu cum nu putem face, cum putem să facem lucrurile ca să meargă, nu să calculăm, cum spunea ieri domnul Lazarovici, costul de preț ex furtibus, ca să folosesc o expresie pseudo-academică. Vom continua să ne întâlnim noi, cei care ni se pare că decidem, pentru că, în esență, decizia care ajunge la firul ierbii, deseori, de prea multe ori, rămâne la mâna unor funcționari care nu știu să iasă din birouri decât de Crăciun și de Paște. Domnule deputat, vă felicit pentru această inițiativă. Eu sper că ceea ce am spus acum aici, chiar dacă este un pic în afara cadrului academic, ar fi obișnuit, face o radiografie a realității cu care noi ne întâlnim. Și asta spun că dacă veți gândi vreodată să faceți o sesiune și pentru acest gen de funcționari care, fiindcă știu prea multe, nu sunt în stare să vină să mai învețe, probabil că demersul generos pe care îl are această conferință, oaspeții deosebiți pe care îi aveți și care vor mai veni, vor avea și ei bucuria unui lucru pe care l-au făcut și care au rămas după ei. Aș vrea să-i mulțumesc domnului rector pentru oportunitatea pe care mi-a dat-o de a explica de ce există această continuitate. Dacă anul trecut, la prima ediție a conferinței, am încercat să identificăm probleme, să propunem soluții și în acest an putem vorbi de soluții deja aplicate pentru câteva dintre probleme, iată că dumneavoastră ați ridicat o problemă. Trebuie să găsim o soluție și la ediția de la anul să putem spune că, uite, am găsit și soluția și am rezolvat problema. În acel moment, dezideratul acestui tip de manifestări va fi atins, iar obiectivul acestui tip de manifestare va fi atins. Dacă anul trecut, la prima ediție a conferinței, discutam de necesitatea actualizării listei de medicamente gratuite și compensate, și de anul trecut și până acum, lista, dacă nu mă înșel, a fost actualizată de vreo 3 ori.
Dacă anul trecut discutam de contractele cost-volum care sunt încheiate de casele de asigurări și iată că acum putem discuta de contracte cost-volum rezultat încheiate deja de casele de asigurări pentru un anume tip de patologie, putem spune că lucruri discutate și ridicate anul trecut în cadrul conferinței au găsit soluții și putem spune în acest an că am rezolvat acele probleme. Nu au putut fi rezolvate toate. Este locul în care dumneavoastră, ca și participanți la conferință, sunteți invitați să ridicați problemele, astfel încât împreună să putem găsi soluțiile și la anul, la următoarea ediție, să putem spune ce am rezolvat.